Bună seara, domnul Stan. Ați participat la conferința Viitorul politicii externe americane și impactul sau influențele asupra României. Ce părere aveți despre tinerii care se implică în relațiile internaționale? Pentru acest moment, în România, dacă România este să aibă o șansă și un viitor, Singura opțiune valabilă și posibilă în acest sens este miza pe acești tineri, care însă nu au nicio șansă să performeze într-o țară, care, încă o dată, demonstrează că are ambalaj politic, nu prestanță, nu intenție și nu proiecție pentru viitorul ei. De aceea, acești copii au foarte mari șanse să nu li se ofere acel nu avantaj teribil pe care îl aduce vârsta și inteligența lor în folosul țării. Ce părere aveți despre implicațiile relațiile americane în urma mandatului preluat de Donald Trump? Cum credeți că se manifestă? Mandatul preluat de Donald Trump înseamnă la acest moment haos în relațiile internaționale. Ținând cont că este partenerul strategic al României, România cu acest lider și politic va încerca să se asocieze cât poate de mult la acest haos, fără a aduce o contribuție pozitivă, constructivă, unei relații dinamice cu partenerul american din nefericire. Tot domnul președinte Trump a anunțat la doar câteva zile după preluarea mandatului că va face și alte schimbări. Cum comentați dumneavoastră acest lucru? Va or fi posibile sau... Este clar că domnul Trump face schimbări de la o zi la alta. Nu știe ce vrea să facă, se încurcă în propriile promisiuni, revine asupra strategiilor anunțate. Așa că această administrație, atât cât va fi, va fi o administrație a schimbării în următoarele 30 de secunde. Un mesaj pentru tinerii care văd viața politică într-o altă manieră. Cum doriți să, dori să le transmiteți? Tuturor tinerilor le transmit un singur lucru. Se decidă ei cu privire la ce e de făcut cu viața și inteligența lor. Și dacă opțiunea este că așa ceva, viața și inteligența lor pot fi servite mai bine oriunde în altă parte decât în România. Atenție, God speed!